Brașoveanul s-a prezentat la spital împreună cu soția însărcinată și a anunțat personalul medical că vrea să asiste la naștere. Bărbatul a fost pus să completeze niște formulare, apoi, în loc să fie dus către sala unde trebuia să fie operată soția, a fost supus la un întreg protocol de pregătire, care a inclus un duș și recoltare de sânge. A pus-o însă pe seama restricțiilor pandemice. Doar când era aproape de a-i se pune o perfuzie, a început să aibă suspiciuni serioase. Am întrebat, zic, la ce este necesară branula? Zic, aveți vreo temere că urmează să leșine acolo, că mi se va face rău? Nu, 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 acesta este protocolul. Nu puteți intra în sala de operații fără acest cocktail de antivomitiv și calmant. În cele din urmă a aflat că el însuși e pregătit de operație. Prima asistentă mă tot întreba, și ce operație urmează să vi se facă? Și m-a bubnit și râs, zic, doamnelor, mie nu mi se va face niciun fel de operație, am venit să o asist pe soție. Când și-au dat de înțeles seama că este vorba despre o neînțelegere gravă, mi-au zis, schimbați-vă repede, haideți că v-am ciurit. Brașoveanul a solicitat clarificarea lucrurilor, așa ar fi fost contactat de managerul spitalului, pentru a ajunge la un acord amiabil. Reprezentanții spitalului ar fi solicitat răgaz timp de o săptămână. Ieri am fost sunat de către managerul spitalului și mi-a spus că sub nicio formă nu vom ajunge la un consens în această privință. Și atunci am decis împreună cu soția să acționăm în instanță, le cerem daune pentru tot ce s-a întâmplat. Contactați de reporterul TVR, reprezentanții spitalului privat din Brașov au transmis că, în cadrul circuitului pacientului, sunt aplicate 8 filtre de siguranță și de triaj pentru a preîntâmpina orice situație neprevăzută. Iar în cazul de față, personalul medical a identificat fluxul corespunzător situației, persoana a fost scoasă din circuit în siguranță și redirecționată către zona potrivită.